Copiii din Chișinău aflați în situații de risc, dar și părinții lor pot beneficia de consiliere gratuită și asistență specialiștilor pentru o perioadă de cel puțin 6 luni. Astăzi a fost lansat un nou serviciu social menit să prevină separarea copiilor de părinți și ajungerea minorilor în stradă. Primăria Chișinău, în parteneriat cu UNICEF Moldova, au deschis 10 centre de zi unde anual vor primi ajutor peste 500 de beneficiari. Peste 700 de copii din Chișinău aflați în situații de risc sunt la evidența autorităților. 70 dintre aceștia au devenit beneficiari ai centrelor de zi deschise în fiecare sector al orașului. Copiii vin că de obicei foarte timizi. Noi ieșim cu dânșii la excursii, facem niște activități manuale. Ne străduim să nu ne implicăm prea profund în suflet, dar așa... Decât cât încet găsim cheița la sulțelul lor. Îi ajutăm în viitor să-și recapture profesie, oricăr ce talente ar descoperi. E un deficit în comunicarea părinte-copil și exact aici noi asta împreună cu copiii și cu părinții găsim anumite căi pentru a rezolva această comunicare defectuoasă, că e chiar o comunicare defectuoasă. Serviciile sociale sunt realizate în baza planului individual de către specialiști împreună cu familia. Am identificat foarte multe situații când familia sau problema copilului trebuie abordată în complexitate, de aceea intervenția de suport trebuie să fie oferită atât copilului cât și familiei în întregime. Sunt diferite situații, sunt abuz în familie, dependență de droguri. Noi ne propunem ca prin acest serviciu, copiii să fie integrați în familie. Pentru a beneficia de serviciile centrului de zi pentru copii și familie, unul dintre părinți poate depune o cerere la Direcția Protecției a Drepturilor Copilului. Cererele pot fi depuse și de către instituțiile de învățământ, cele medicale sau poliție. Pentru deschiderea centrelor au fost alocați de către municipalitate și UNICEF peste 11 milioane de lei.